Medicamentele administrate fără prescriere medicală ar putea fi cumpărate în marketuri, stații PECO sau oficii poștale. Știați că pentru 90 de secunde de informație ce apar în buletinele de știri de la TV, muncesc peste 10 oameni? Vorbim de reporteri, operatori, editori sau producători care fac parte din redacția de știri. Lista e mare, iar fiecare dintre ei își are propria contribuție în realizarea unei știri. Totuși, cum funcționează o redacție de știri din televiziune? Cum ajunge o știre la tine în casă? Eu, în calitatea mea de director de știri, coordonez toată redacția știrilor Realitate TV. În fiecare seară avem o ședință de sumar unde discutăm toate subiectele pentru a doua zi, abordările, ce ar trebui să mai schimbăm, poate ce lucruri ar trebui să mai luăm noi pentru o știre sau alta. Ideile, evident, că vin toate de la reporter. Este obligația lor să vină cu o propunere pentru a doua zi, este o chestie obligatorie. La Realitatea TV, ziua începe cu redacția mai mult goală și asta pentru că majoritatea reporterilor sunt pe teren, adică filmează știrile și reportajele. Reporterul este cel care identifică subiectul, persoanele care urmează să apară în reportaj, decide care este noutatea, pentru că uneori la un eveniment sunt multe noutăți. Tu trebuie să selectezi esențialul. Pentru început trebuie să știi despre ce vrei să faci știrea. Poți să te inspiri de pe agendă, dar nu de foarte multe ori. De exemplu, la noi este o regulă: nu agenda. Odată ce subiectul a fost discutat în redacție, reporterul urmează să realizeze materialul exact așa cum a fost stabilit. Dacă apar modificări, el trebuie să-i comunice acest lucru producătorului sau editorului. După ce a filmat totul pentru știre, jurnalistul scrie textul. În televiziune, știrile trebuie scrise rapid, deoarece până a apărea pe ecranele televizoarelor, acestea urmează să treacă din mâna reporterului în mâinile altor colegi din departamentele tehnice. Încep totul de la ideea reporterului, care este discutată în ședință cu implicarea mea. A doua zi merge cu cameramanul și șoferul în teren, după care scrie știrea reporterul, editorul se uită pe ea, o dă la editorii video, este vocea care citește această știre. Băieții editează, producătorul o verifică, după care este dată în emisie, iar în regie, din câte vedeți, sunt multe scaune goale acum, dar de obicei sunt pline când iese emisia, adică e foarte multă lume. Inclusiv prezentatorul, care este ultimul care o dă omului. Specialiștii spun că redacțiile de știri sunt ca niște luminițe în serie. Dacă se arde un bec, lumina va lipsi total. Astfel, pentru a face o știre de calitate, este nevoie ca fiecare participant la proces să se implice plenar și în mod dedicat. Știi, n-aș numi un om foarte important, pentru că dacă doar un element nu-și face treaba, atunci se duce de rup totul. Și de asta este foarte important ca toată echipa să fie așa foarte strânsă și să lucreze foarte bine. Munca unei întregi redacții de știri o vedem zilnic la televizor. Redacțiile de știri diferă de la o instituție la alta. În timp ce unele lucrează cu 10 reporteri, altele au sute de angajați, cum este cazul postului TV Euronews. În prezent, în această instituție media pan-europeană, muncesc peste 370 de jurnaliști, care sunt împărțiți în alte 10 subredacții, în funcție de limba de emisie.